BNR o lansează o nouă monedă numismatică pe 24 martie. Ce valoare va avea? Pe data de 24 martie, BNR va lansa în circuitul numismatic o monedă de aur și o monedă de argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constituției României Mari, potrivit comunicatului transmis de bancă. În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României începând cu data de 24 martie 2023. Banca Națională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur și o monedă din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constituției României Mari, a transmis BNR. Cum vor arăta monedele? Aversul monedei din aur redă cupola Palatului Adunării Deputaților din București, în perioada interbelică, inscripția -ți România un arc de cerc, Valoarea nominală 500 lei, stema României și anul de emisiune 2023. Aversul monedei din argint redă cupola Palatului Adunării Deputaților din București, în perioada interbelică, inscripțiați România un arc de cerc, valoarea nominală 10 lei, stema României și anul de emisiune 2023. Revăzul comun al monedelor din aur și argint prezintă portretele și numele regelui Ferdinand I și al lui Ion Brătianu și inscripțiile ți adoptarea Constituției României mari 100 ani și 1923. Monedele de aur și argint vor fi ambalate în capsule de metacrilat transparent și însoțite de broșuri de prezentare, dar și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe acestea se vor găsi semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Ce preț vor avea acestea? Tirajul maxim pentru moneda din aur este de 1000 piese, în timp ce pentru moneda din argint este de 5000 piese. Prețul de vânzare pentru moneda din aur este de 14500,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Iar pentru moneda din argint este de 460,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate, potrivit comunicatului. Monedele din aur și argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constituției României Mari au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale bucurești. Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Bursele au deschis pe roșu. Luni, 20 martie 2023, toate bursele au deschis pe roșu, iar indicii au scăzut accelerat după weekendul care a schimbat radical sistemul bancar din Europa. Acțiunile UBS, cea mai mare bancă elvețiană, au scăzut luni cu 8,8% la deschiderea burselor, după ce a încheiat un acord de salvare a Credit Suisse, în valoare de 3,25 de miliarde de dolari americani. De altfel, acțiunile Credit Suisse au scăzut cu 62 de% după ce tranzacția, care a fost negociată în weekend, a evaluat acțiunile sale la un preț mult sub prețul de închidere de vineri, 17 martie 2023. UBS a fost nevoită să cumpere credit suise pentru a o salva de la o prăbușire care ar fi dus la un colaps al întregului financiar mondial, având în vedere expunerile acestei bănci pe piețele internaționale. Banca Națională a Elveției a fost de acord să ofere o linie de lichiditate de 100 de miliarde de franci elvețieni, susținută de o garanție federală de neîndeplinire a obligațiilor de plată ca parte a tranzacției.